În ședința de astăzi, guvernul a aprobat prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, adică din 9 decembrie 2021 până în data de 8 ianuarie 2022, precum și propunerile Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu privire la adoptarea unor măsuri de relaxare, în condițiile în care rata de infectare cu COVID-19 este în continuă scădere. De exemplu, astăzi, în județul Hunedoara, rata este de 1,34 la mie de locuitori, după ce, pe 2 noiembrie, când a fost atins pragul maxim de infectare, era de 8,11. Doar 5 comune rămânând în scenariu roșu, iar în alte 14 așezări rurale nu se întâlnesc cazuri de COVID-19. Principala relaxare constă în eliminarea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile deschise neaglomerate. Se elimină obligativitatea purtării măștii în toate spațiile deschise și rămâne limitată la spațiile deschise aglomerate. Și anume, vorbim aici de stații de autobuz, locurile unde se formează cozi, piețe, târguri și așa mai departe. Deci astea vor fi locurile unde se va mai purta mască în spațiile deschise, rămânând, bineînțeles, portul măștii în spațiile închise mai departe obligatoriu. Și mai ales vorbim și de transportul în comun, unde rămâne portul măștii obligatoriu. Tot de mâine, accesul în mall-uri și în marile magazine va fi permis pe lângă persoanele vaccinate sau cele trecute prin boală în ultimele 6 luni și celor care prezintă un test PCR negativ, valabil 72 de ore, sau unul antigen cu același rezultat, dar cu valabilitate de 48 de ore. Totodată, în magazinele mai mici nu va mai fi nevoie de prezentarea niciunui act medical. În mall-uri, magazine mari, inclusiv vorbim aici de cele care nu sunt esențiale, se va permite nu numai persoanelor vaccinate și trecute prin boală, dar și persoanelor care sunt testate cu un test PCR de 72 de ore sau test antigen de 48 de ore. La magazinele mai mici de 200 de metri pătrați, nu va fi necesară prezentarea unor documente care atestă statusul de vaccinat trecut prin boală sau testat, însă aceste magazine care sunt până la 200 de metri pătrați vor trebui să stabilească numărul maxim de persoane care pot să intre în magazin concomitent, de exemplu, aici respectând o suprafață de 4 metri pătrați. În ceea ce privește petrecerile de Crăciun și Revelion, nu există o oră limită de desfășurare a acestora. În cazul celor care se desfășoară în interior, a crescut numărul persoanelor ce pot fi prezente la 50% din capacitatea spațiului, cu condițiile ca acestea să fie vaccinate, trecute prin boală sau testate, iar la petrecerile în aer liber, accesul este permis tuturor cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflate în vigoare și în prezent. Pentru nopțile de Crăciun și Anul Nou, noaptea de 24 spre 25 și 31 spre 1. Nu vor fi restricții referitoare la ora până la care vor fi deschise restaurantele sau vor fi funcțional operatorii economici, deci pot fi pe toată durata nopții, dar cu limită de 50% la locurile care pot fi ocupate și cu prezentarea certificatului de vaccinat trecut prin boală sau testat. Se permite să fie activități specifice nopții de an nou, dar organizatorii au responsabilitatea să se asigure că se respectă măsurile de sănătate publică. Mască și alte măsuri de sănătate publică, nu există acolo impus un număr maxim. La restaurant nu avem cum să purtăm mască, deci asta se știe foarte bine. Așa că capacitatea va fi de 50% maxim, dar cu certificat de vaccinat trecut prin boală sau testat. Totodată, de mâine se elimină restricțiile de circulație pe timpul nopții, iar agenții economici își vor putea desfășura activitatea cu 60 de minute mai mult, adică până la ora 22. Eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în cursul nopții. După cum cunoașteți,
Era limită ora 23, după care era circulația oprită pentru persoanele care nu sunt vaccinate și nu sunt trecute prin boală. Astfel, aceste interdicții se elimină. 2. Crește intervalul orar de la 21 la 22 pentru toți agenții economici, care includ magazine, restaurante și toate activitatea economică, care inițial sau înainte se închidea la ora 21, acum ajunge la ora 22. De asemenea, tot de joi, 9 decembrie, va crește de la 30 la 50% numărul spectatorilor care pot asista la acțiuni culturale sau sportive, cu condiția ca aceștia să fie vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Toate activitățile care erau limitate până la 30% vor fi permise până la 50%. Aici vorbim de cinematografe, teatre, activități sportive care erau până la 30%, vor fi permise până la 50%, dar respectând regulă de intrare pentru vaccinat, trecut prin boală sau testat. Totodată, la unitățile de cazare, unde nu există limită la capacitate, până acum erau doar permise pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală, acum se introduc și persoanele testate. Rămân în schimb interzise în continuare organizarea de nunți, botezuri sau alte evenimente private.